Lavinia zice, cum să atrag mai mulți clienți în afacerea mea? Sunt terapeut Bowen, mulțumesc! Mai evrei zic că trebuie să-ți faci business-ul acolo unde sunt clienții tăi. Și întrebarea este, unde sunt clienții tăi? Dacă ai un cabinet pe care... Vrei zic așa, nu, evrei zic că trebuie să-ți faci biroul la stradă, da? Adică... Și fără treaptă, exact. Deci, practic, dacă ai un cabinet, cabinetul respectiv ar fi foarte util, pur și simplu, practic vorbind, să fie într-un loc cu mulți oameni, cu mare trafic pietonal și să fie vizibil din stradă, ca oamenii să poată să se împiedice de sigla ta, de să vadă că ești acolo și apoi în momentul în care află că, uite, Bowen, o idee bună, hmm, let's go, hai să mergem, așa, și-și aduc aminte ca prin vis, știi că de fapt este un cabinet pe lângă care trec în fiecare zi când mă duc la piață. Deci vei fi prima asociere pe care eu o fac cu un terapeut în momentul în care bowen sau ideea de anumită, poate să fie orice altă terapie, poate să fie craniosacrală sau poate să fie teta sau poate să fie reiki, orice ar putea să fie. Da? Ideea este să-ți faci birou acolo unde, -i, unde e omul. Altfel, Devine întrebarea cum ajung eu la clienții mei. Dacă clienților le este greu să ajungă la mine și să se împiedice de birou meu, atunci trebuie să ajung eu la ei și să-i chem înăuntru sau cumva să-i atrag. Dacă clienții tăi, de exemplu, pentru cei care livrează programe online, normal că clienților sunt online, trebuie să aibă conexiune, trebuie să aibă conexiune bună, trebuie să-și dorească să învețe pe internet, trebuie să fie, nu știu, confortabil cu acest mijloc. Uh, și atunci, pentru ei, aici este locul propice Degeaba, nu știu, își fac un club de internet, cafeuri Nu o să meargă lumea acolo să facă <laughs> cursurile online da Ei sunt deja acasă, la biroul lor uh, Și, practic, trebuie să te întrebi unde sunt clienții tăi Păi, cine ar putea să fie interesat de Bowen? Și aici nu știu cine ar putea să fie interesat de Bowen Pentru că, pe de o parte... Oamenii interesați de terapie alternative sunt multe, dar cum ajungi la cei care, pentru care bau nu ar putea să fie. Și ce am învățat la cursurile la, pe care, la, pe, la care am mai fost a fost: este foarte important să ai o bază de oameni care îți apreciază munca și valoarea pe care tu poți să o dai. Pur și simplu să-ți crești baza de persoane care știu despre tine. Și atunci în acest scop poți să-ți faci un blog în care să pui să postezi informații despre vindecare, despre terapii, despre ce succese ai avut, testimoniale ale clienților. Adică, practic, să, să dai valoare înainte să aștepți să-și devină clienți. În cazul nostru, de exemplu, ne-am apucat să facem acest, aceste webinarii de perspective, tocmai pentru ca oamenii să aibă posibilitatea unui prim contact cu mine, înainte să vină la un curs. Pentru că îmi doresc ca cei care ajung la un curs deja să mă cunoască sau să îmi știe stilul și dacă nu le place de mine, nu știu, nu le place că sunt brunetă, nu le place că sunt bănățancă, că folosesc osăuri sau că îmi scapă englezisme, toate lucrurile astea deja sunt scoase din ecuație dacă se uită la două perspective, se prind repede că nu sunt genul lor. Ok, fine. Um... Dar dacă rezonează cu mine, probabilitatea în timp este mai mare că vor fi interesați, poate să citească o carte sau să vină la un seminar, poate unul gratuit, poate unul pe bani, nu contează. Dar, practic, asta este. Doi la mâna. Uh, ori de câte ori oferi ceva în Univers, este și mai ales dacă oferi gratuit, uh, cred că era conceptul în cartea cu șlepuitorul de diamante, era ideea că e ca și cum și, bă, și în cartea cu șlefuitorul de diamante, uh, pui o sămânță karmică. Este binele ăsta ți se întoarce. Și dacă tu, de exemplu, vrei să-ți crească veniturile, nu trebuie să spui tu Universului cum trebuie să-ți crească veniturile. Tu poți să faci ceea ce faci și Universul va găsi calea să-ți crească veniturile, dar energia de, de bine pe care tu o faci, ea va fi într-un fel compensată sau prin faptul că îți va veni înapoi. Uh, și unii zic, bun, dar eu am făcut voluntariat toată viața mea sau am făcut atâtea fapte de bine și tot e sărac. Păi uh, intervine și faptul de a-ți da voie să primești. Pentru că la un moment dat eram uh, o istă și eram o engistă dedicată și până la teta healing nu mi-am dat seama cât de multe reținere aveam în a primi. Adică dădeam, dar aveam programe limitative care mă împiedicau să primesc pentru că mi se părea că nu este corect sau aveam programul că nu este corect să fiu plătită pentru ceva care pentru mine este lipsit de efort. Era o asociere între efort și cantitate de bani. Cu cât muncești mai mult, cu atât meriți să, plătești, să primești mai mulți bani. Dacă ceea ce faci tu nu se simte ca efort, atunci nu meriți să fii plătită <laughs> Asta era dintre paradigmele mele limitative. Doi la mână. Ajunsesem să am o repulsie față de ideea de vânzări. Nu mai vroiam să fac vânzări. Și atunci mi s-a părut mai simplă metoda asta de a face seminarii gratuite și în care doar să informez oamenii sau să fac perspective, în care oamenii doar să afle cine, la cine să o nimeri așa în dulcele plan divin, decât să fac genul acela de seminarii foarte mult bazat pe marketing și pe vânzare, pentru că Programele mele nu rezonează, nu mai rezonează cu o asemenea abordare. Deci soluții există ca să-ți crești nivelul de de venituri, respectiv, numărul de clienți depinde doar de tine, cum anume faci ca mai multă lume să audă de tine, să-ți se ducă vorba, da? să-ți crească reputația. Practic, asta e soluția: să devii vizibil și deschis, fie pe stradă, fie prin alte canale, pentru ca lumea să știe de tine, și să încerci să dai cât mai mult, pentru că în momentul în care oferi mult, și Universul îți dă înapoi și are grijă. Unii oameni care practică reiki sau care practică infoenergetică, Veneau pe la cursurile mele și, sau pe la seminarii și ziceau Vai da ce mulți oameni ai, uh, ai drept divin uh, Nu prea mi-e familiar mie conceptul ăsta Probabil n-am toate patalamalele și gradele necesare ca să înțeleg treaba asta cu dreptul divin Dar eu cred că și dreptul și stângul divin sunt de natura Băi, dacă tu faci bine, binele se întoarce Adică n-ai cum să faci bine și să pățești rău Singura manieră în care dacă faci bine și pățești rău este dacă răul ăla vine ca o plată sau ca un fel de compensare karmică pentru prostii pe care le ai făcut altă dată. Dar altfel pur și simplu este o lege a rezonanței. Dacă tu ai grijă de florile din grădina ta și le uzi și le dai nutrienți, și le dai pământ și sap și aeris și așa și ai grijă să le cureți de dăunători Păi, florile alea n-au cum decât să prospere, și la fel este businessul tău. Dacă îl îngrijești și îl îngrijești cu. Ați îngriji clienții, da? Ați îngriji businessul, să ai un salon frumos, adică acolo unde faci tu treaba, să fii tu drăguț, cât poți, așa, cât îți iese, că nu am niciun semn Dumnezeu. Nici... Și toți avem zile bune și zile proaste, da? Când ai grijă de business tău ca de o floricică, rezultatele vor fi acolo înfloritoare. Și câteodată te vor surprinde. De exemplu, am în grădină, în spate, un fel de trandafir japonez. Nu sunt sigură că e trandafir japonez, dar seamănă la frunze cu trandafirul japonez, dar asta e de exterior. L-am luat anul trecut, parcă, și l-am plantat. În mod normal, florile acelui... Trandafir am văzut și în alte locuri, pus așa, cam de mărimea asta. La mine, în grădină, în spate, atât ai floarea. Și după ce a fost o explozie din floarea respectivă săptămânile trecute, pe la mijlocul lui august, ce să vezi? Am văzut acum că se pregătește din nou și are, am numărat astăzi, 12 boboci deja. So, yay! Da. Așa și cu businessul. Deci, cabinet la gura târgului sau oferă informație și valoare încât oamenii să te cunoască, să simtă că primești ceva de la tine și apoi dintre ei se vor selecta singuri cei care rezonează cu energia ta și atunci și pentru tine va fi mai fain, pentru că vin oameni care din start îți spun, uite, am rezonat cu tine și ceea ce face ca experiența pentru tine ca terapeut să fie mult mai faină decât dacă vine unul, am auzit de tine și parcă primele cinci sesiuni numai te testează să vadă te pricepi, nu te pricepi. E o altă, un alt raport.